În timp ce în județul nostru nu au fost desemnate nici măcar comisiile de control, la Lupeni, de pildă, atât școlile cât și grădinițele sunt igienizate și pregătite pentru începerea noului an școlar. Școlile sunt aproape de finalizare, mai au câteva lucruri de făcut în anumite băi, o igienizare pe aici, pe acolo, curățenia de zi cu zi care trebuie să existe, dar din punctul nostru de vedere și al directorilor, școlile sunt foarte bine pregătite în acest moment. Administrația din Lupeni își dorește ca aici copiii să învețe în cele mai bune condiții. Tocmai de aceea, mai multe proiecte europene sunt în derulare, iar în ele sunt cuprinse toate instituțiile de învățământ. Aproximativ toate școlile pe care le avem au intrat sau vor intra pe o finanțare europeană. Dacă vedem spre liceul tehnologic, ne aflăm deja cu proiectul în stadiul financiar, a trecut de celelalte etape în verificarea celor de la ADR. Este un proiect pe fonduri europene, o valoare foarte mare, care sunt convins că până la urmă se va finaliza și vom începe lucrările. Avem proiect pentru școala geană numărul 3, pentru școala geană numărul 2, pentru grădinița din spate de la BCR, pentru grădinița de pe Tineretului. Toate acestea sunt pe fonduri europene. Toate aceste lucrări am reușit să găsim axe de finanțare, astfel încât să aibă copiii de la noi din municipiu să aibă condiții foarte, foarte bune de a învăța. Doar așa reușim să avem un oraș dezvoltat, doar așa putem să avem un oraș în care stricăciunile să nu se mai repete, printr-o educare și printr-o conștientizare a faptului că ceea ce facem astăzi trebuie să păstrăm și mâine și poimâine. Toate proiectele despre care vorbește primarul au ca obiect reabilitarea termică, modernizarea și dotarea cu echipamente, amenajarea unui atelier de practică și a unei săli de sport și multe altele. Scopul tuturor este ca actul de învățământ să se desfășoare în cele mai bune condiții, astfel încât copiii să beneficieze de condiții de educație la cel mai înalt nivel în municipiul Lupeni.